Iubiții mei, este a treia emisiune sau al treilea mesaj despre Crăciun. Am vorbit despre Crăciunul în Evanghelia după Matei, Crăciunul în Evanghelia după Luca și acum ne uităm la Crăciunul în Evanghelia după Ioan. Foarte ciudat, extraordinar de neobișnuit. Ioan nu începe la iesle, nici nu începe la vizitarea îngerului. Ioan începe la crearea lumii, la început. Era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Tot ce a fost făcut a fost făcut prin El și pentru El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El era lumina oamenilor. Și acum acest Hristos cosmic, partener cu Dumnezeu Tatăl la crearea lumii, auziți Ioan 1:13, și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Iată Crăciunul în Evanghelia după Ioan. Cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu s-a întrupat. A devenit una cu noi, ca noi, ca să îl putem vedea pe Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Eu, spune el, îl arăt pe Tatăl, îl aduc pe Tatăl. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Așadar, dragii mei, cel mai profund Crăciun e Crăciunul așa cum ne-l descrie Apostolul Ioan. Să înțelegem că El e Dumnezeu venit la noi. Și Matei ne-a spus-o când a zis că El e Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și Luca a spus-o când ne-a arătat că de fapt Iisus e întruparea lui Dumnezeu în Fecioara Maria. Dar cel mai profund e aici în Ioan. Acum, dragii mei, este un cântec de Crăciun nou, o colindă nouă, intitulată O noapte sfântă, binecuvântată, Iisus în iesle umil s-a născut. Și în ultima strofă, glorie Lui, El printre noi trăiește și chiar în iesle El e Dumnezeu. Și chiar în iesle,
El e Dumnezeu. Să cânte corurile cerești, să cânte muzicile cele mai profunde, mai minunate. Chiar în iesle, pruncul Iisus e Dumnezeu. E adevărat, El e om ca noi. Că numai așa poate să ne înțeleagă și să ne reprezinte. Și numai așa poate să moară în locul nostru. Dar în tot timpul El e și Dumnezeu. Om adevărat din om adevărat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iată minunea de la Crăciun. Noi umil ne plecăm genunchiul și umil spunem: Dumnezeu, care ai venit la mine, Dumnezeu, ce mare minune! Dumnezeu se face om, ca eu să-i pot săruta picioarele. Dumnezeu se face om ca să poată lua asupra Lui păcatele mele și să moară cu ele pe cruce. Și chiar pe cruce El e Dumnezeu. Din iesle până la cruce, El e Dumnezeu care m-a căutat și m-a găsit. Să cânte muzicile cerești, să strălucească toți sorii din cosmos, pentru că în inima mea cântă bucuria lui Dumnezeu venit la mine. Cântă bucuria lui Dumnezeu care m-a găsit. Cântă gloria cerească, pentru că eu mă umplu acum de El, mă umplu de Dumnezeu întrupat. Și toată viața mea o închin Lui și o trăiesc pentru El. Da, El e Dumnezeu venit la mine. Eu îl salut, eu mă închin Lui, mă dăruiesc Lui și ca fecioara spun: facă-mi-se după cuvântul Tău. Eu nu-mi mai aparțin, eu sunt al Tău. Ia-mă, umple-mă, ia-mă, sfințește-mă, ia-mă și trăiește-ți viața ta în viața mea. Bine ai venit, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu venit la mine. Amin.